Sunt destul de sigură că miroase a cremă de corp și nu știu dacă să încerc. Clar nu-mi place gustul. Vedeți ce văd și eu? Ziua 12 goală și gen, chiar nu m-am umblat aici. N-a avut unde să cadă că m-am uitat deja în interior. Astăzi testăm cele mai virale calendare advent de la DM. Sunt foarte curioasă ce se află aici pentru că sunt gigantice amândouă. Dacă strângem 200 de like-uri la acest videoclip, o să continui cu seria asta și o să testăm tot felul de calendare pe care eu le-am găsit pe internet. Așa că, fără prea multă introducere, hai să dăm drumul la videoclip. Vreau să ghiciți în comentarii cam cât credeți că am dat pe el. Cine reușește să ghicească cât am dat pe acest calendar, primește like de la mine și răspuns la comentarii. Ce drăguț! Miroase rău de tot a Crăciun, a cireșe amestecate cu portocale. Hai să vedem produsul numărul 2. Încă o cremuță. Cam așa arată. Miroase la șampon, n-are niciun miros specific, ca să zic așa. Oh, ce mică e! Ce mai e, măi, aici? Îmi place că au diversificat foarte mult calendarul ăsta, astfel încât să nu se repete nimic, dar totuși toate să fie pe aceeași temă de Crăciun. Foarte interesantă ideea lor. Gel de duș. Miroase foarte, foarte, foarte frumos. Ia să vedem ce e aici. La 5, wash gel. Și aici, sub fiecare a doua, scrie tot felul de mesaje interesante. Doamne, cât de cute! Cea mai frumoasă chestie pe care am putut să o pun până acum la un calendar advent. La restul n-am mai găsit așa ceva, că am testat multe, dar la asta super, super tare. Asta e mesajul. Happy ho-ho to you. Oh, ce drăguț! Și atât de pufos. Deci ăsta cred că e ulei. Mesaj. Și încă o cremuță cu vitamina E. Wash away your troubles with some bubbles. Ce drăguț! Îl punem aici. Desfacem la 12. Sunt cream. Asta știu și eu. E cremă de mâini. Miroase a turtă dulce. Jur. Body lotion. Ok, ăsta știu ce e pentru corp. Snow is confetti from the clouds. Oh, so sweet! Mască cu vitamina C și avem două măști. Deci cred că este un peeling pentru față sau ceva. Nu știu dacă e pentru față sau pentru corp, dar cred că pentru față e. O cremuță mică. Lip balsam. Super, m-ai câștigat cu asta. Ci că asta e un fel de aromă pentru duș când îți faci baie. M-am prins eu ce e. Nu e foarte aromat, părerea mea, dar merge. 21. Harm Mask Repair. Ok, deci cred că este ceva pentru păr. Ne-au mai rămas zilele 23 și 24 ajunul. Și asta e tot de duș. Cam așa arată. Și 24, ultimul cadouț din acest calendar advent. Îl desfacem, nici nu mă uit, fiți atenți că la asta îl vedeți doar voi. Doar voi îl vedeți pe cameră că eu nu văd. Bag mâna să văd ce e. Ce drăguț, ne-a pus ceva mai diferit, mă. Eu chiar folosesc așa ceva. Hai să o probăm puțin. Bam, bam fără ochelari, dar v-ați prins voi. Cam așa o să arăt. Măi, per total, mie mi-a plăcut ce am primit, sincer, chiar mi-a plăcut foarte mult. Începem cu ziua numărul 1. Produs bio de la DM. Hai să vedem cum e la gust. Miroase foarte bine. E un fel de turtă dulce, dar în același timp mult mai dubioasă, în care parcă se simte că urmează Crăciunul. Deci parcă în momentul în care guși din asta, simți, bă, că vine Crăciunul acolo. Ai început bine. Ai început foarte bine față de el. Tu ai început mai bine, părerea mea. Hai să vedem ziua 2. Cam așa s-a deschis doiul. Deci noi, practic, acum comparăm produse de mâncat bio de la DM versus produse de frumusețe de la DM. Ca și cum am comparat mere cu pere. Sunt ceva cereale. Se simte că nu au atât de mult zahăr și se simte că sunt mai sănătoase. Ok, unde fugi tu? Măi, măi, măi. Hai să vedem cum are gust ciocolata sănătoasă. E bunicică, dar se simte că nu are atât de mult zahăr cum au ciocolatele nesănătoase, ca să zic așa. Și decât să mănânc una mai sănătoasă, dar nu cu un gust la fel de bun cum îmi plac celelalte, mai bine nu prea o mai mănânc, sincer, părerea mea acum. Din ce înțeleg, e un fel de ciocolată caldă. Scrieți-mi în comentarii, sunt singura persoană care nu are răbdare să aștepte 24 de zile să deschidă fiecare cadou și ar vrea să le deschidă pe toate deodată? Că, mă, normal, astea sunt făcute să le deschizi în fiecare zi, dar hei! Astea sunt alune! Chiar nu-mi plac astea. Ziua 6. Opa! Nu vrem să dezasamblăm ăsta. Ăsta presupun că trebuie făcut cumva. E un fel de brownie. Hai să vedem la 7. Uitați-vă cum arată chestiile astea. E cu cosmetic în cacao?
Nu ești nebun. Ăsta e bun rău de tot. Desfacem 8. Nu cred. Am văzut măr și scorțișoară pe desen. Deci clar sunt mere deshidratate cu scorțișoară peste. Și dacă e ceea ce cred eu, mă dă pe spate. E de fapt un mix de mai multe cereale, printre care se simte foarte, foarte puțin mărul și scorțișoara. Mai mult cerealele se simt. Presupun că merg foarte bine puse în iaurt grece să mănânci dimineața. Probabil cu iaurt sunt mai bune, dar așa, per total, nu mă dau pe spate să zici că mama aș mânca goale. Deci goale n-aș mânca cum aș mânca pe alea două. La numărul 9. Are puțin gust de eugenie, de-aia ieftină. Fiind așa bio, nu are un gust foarte bun. E meh, pe locul 3 până acum la ce am testat. 1, 2 și 3. Numărul 10 sunt mere, cred că deshidratate, dar nu cred că e scorțișoară pe ele. Și dacă nu e scorțișoară, nu ne plac așa mult. Nu prea au gust de nimic. Arată foarte dubios. Miros dubios. Au gust de soia, dar nu știu exact ce vor să fie. Eu le-am mâncat goale, nu știu dacă am făcut bine. Ziua 12 și apoi ne mai rămân doar 12 zile până la ajunul Crăciunului. Nu-mi vine să cred. Vedeți ce văd și eu? Ziua 12 goale și gen, chiar nu am umblat aici. N-a avut unde să cadă că m-am uitat deja în interior. Dă mă, cred că ai uitat să pui tati o zi în plus. Nu știu, zic și eu, la 13 trebuia să pui ghinionul, la 12. Ok. Mie-mi place să pun migdalele în apă, le las să se umfle și apoi mănânc. Bun, e rău. Pam, pam, pam. Hai să vedem ce avem aici. Deci avem mai multe chestii amestecate și ne facem porridge. Îmi place foarte mult și de-abia aștept să încerc. Nu pot să încerc acum pentru că n-are niciun gust să mănânci așa, dar să pui cu lăptic frumos, îmi tai și o banană deasupra, poate și niște afine. Asta chiar îmi place. A, uite mă că mi-a căzut de la 12, mă. Și am comentat de la ei că nu mi-au dat nimic la 12, dar mi-au dat căzuse jos. Vedeți mă ce nesimțit am fost. Sunt destul de sigură că miroase a cremă de corp și nu știu dacă să încerc. Clar nu-mi place gustul. Și aici avem un steak batonaș bio. Dubios, dar chiar e foarte, foarte bună ciocolata de la asta. Pam, pam, pam. Ce avem noi aici? Sunt cobrigei cu ciocolată. Ne place, ne place. Chiar sunt foarte buni. Granolia, super. Dar chiar tot la fel cu lăptic, cred că ne facem. Nu le mai desfac. Și micuță, e, ce mai e aici? Sunt bune rău de tot cu caramel sălaș și cu ciocolată. Vai! Ok, aici avem tot o ciocolățică foarte drăguță. Am mâncat ciocolate negre mai bune ca asta, sincer. Mango fruscenic. E cu mango. O chestie mică cu mango. Hai să vedem ce e aici. E un fel de biscuite care arată foarte dubios. Aici se simte ca o pânză de aia foarte moale și înăuntru are ciocolată. Bun rău de tot. Ok. Aici avem Huffer Drink. Miroase foarte dubios. Arată ca un lapte, dar e mai închis așa la culoare. E un lapte foarte grețos. Și au mai rămas zilele 23 și 24, ultimele zile din acest calendar, înainte să declarăm care dintre cele două calendare advent câștigă. Încă o ciocolățică micuță, cred. O desfacem să vedem cum este la gust. Are gust de vișine și de Crăciun în același timp. Și am rămas la ultima zi din acest videoclip înainte să declarăm câștigătorul, ziua 24, ajunul Crăciunului. Deci ne-a dat niște semințe ca să putem să plantăm ceva cu chestia asta și ne zice la câte grade trebuie ținută, de câte ori trebuie spălată și așa mai departe. Ce drăguț! Și ne-a mai dat padding, care este o budincă, Have a Wonderful Christmas, scrie aici, și este o budincă cu scorțișoare și toate aromele mele preferate. Ador! Clar, în momentul ăsta pentru mine, fără supărare pentru cei care se uită pe videoclip, o să câștige calendarul bio cu toate aceste produse. Într-adevăr, au fost produse care unele nu prea mi-au plăcut atât de mult sau nu m-au dat pe spate, dar pentru final și pentru produsele care mi-au plăcut mult, merită nota 100 din 10 și eu chiar vă recomand să-l cumpărați fără să fie sponsorizare, fără să fie nimic, mi-aș dori eu să fie. Deci chiar e super tare. Iar ăsta, bineînțeles, o să fie pe locul 2, dar nu mă înțelegeți greșit. Și ăsta a avut foarte multe produse frumoase, le vedeți aici pe toate, pe care 100% o să le folosesc pentru a-mi îngriji corpul.
Iar dacă videoclipul ăsta reușește să strângă 200 de like-uri, o să postez încă un videoclip în care testez tot felul de calendare advent, așa că haide să le strângem repede și noi ne auzim data viitoare. V-am pupat!